Ne-am întors în direct, vorbim despre echipa de handbal a Buzău, echipa feminină, vorbim cu domnul Ovidiu Mihăil și ne treceam așa în revistă, în pauză, meciurile care mai sunt de jucat. Un program, eu m-am speriat, vă spun, azi dimineață mă uitam pe programul Ligii Florilor și m-a luat așa cu... uitasem că am jucat cu toți granzii acasă. De fapt, acum primele 10, cred că sunt, putem să le categorisim pe primele 10 echipe ca pe granzi. Și m-am uitat și avem Rapid, Bistrița, Zalău, Minaur, Slobozia, Râmnicu, Vâlcea, Brăila și Cisnădie. Nu e niciun meci ușor. Eu, Andrei, le-aș cataloga grele toate 14. Toate 14 echipe, cu excepția Coronei, că nu mai e 13, au rămas. Să nu uităm că Slatina a bătut Baia Mare acasă. Noi am câștigat destul de greu la Cluj, la două goluri. Slobozia a condus Vâlcea la pauză. Deci fiecare joc este extrem de greu. Extrem de greu, și cu cât avansăm în această competiție, fiecare are drumul lui, fiecare ajunge într-un moment în care încearcă să gestioneze și să valorifice ceea ce îi se oferă. Partea de jos a clasamentului, ați văzut, este foarte complicată, iar lupta la viitoarele trăgădări este extrem de aprinsă. Rapidul a câștigat cu Zalău, lucrurile s-au schimbat puțin jos, deci meciurile la echipele cu astfel de echipe sunt extrem de grele. Poate mult mai grele doar în plan psihologic să găsești motivația echipei pentru a juca cu aceste echipe care vin cu o încredere și cu o motivație, cum ți-am spus la început, nu au nimic de pierdut, numai de câștigat, iar atunci când ai cuțitul, îți ajunge cuțitul la os, este un risc și trebuie să încerci să valorifici pentru anul, metaforic vorbind, să-ți scape piciorul. Vorbeam de marile speranțe. Era un roman de-a lui Charles Dickens. Deja s-au aprins. De fapt, cred că din a treia etapă buzoienii vorbesc de cupele europene. Cineva ne spune, cred cu tărie, că vom juca în cupele europene. Altcineva ne spune, bună seara și atât. Eu vreau să le mulțumesc. Din pricina faptului că noi n-am avut mult timp, am avut o echipă de handbal care evolua în Liga Secundă, de multe ori n-avea nici bani să facă deplasarea, sau știu cazuri în care fetele au dormit prin mașini ca să joace un turneu de baraj. Pauperitate, remunerație mică după buget, cum zicea Caragiale. În momentul ăsta în care se leagă 2-3 victorii, imediat așa ne da, este o chestie generală. Tot ce s-a întâmplat în istoria acestei echipe, mi-a povestit domnul Ilie Romeu, cred că e și meritul dânsului că a păstrat echipa asta totuși și la un moment dat a reușit să-i schimbe direcția înspre alte aspirații. Acești oameni care vin din ce în ce mai mulți la sală, aș dori să le mulțumesc personal pentru că m-au acceptat aici în ceea ce înseamnă familia aceasta a Buzăului. Le mulțumesc foarte mult. Mă simt și eu foarte bine aici, dar nu este suficient, așa cum le-am spus și fetelor, pentru că acestor oameni trebuie să le dăm niște satisfacții. Iar și ei, normal că au devenit mai pretențioși și mai exigenți, pentru că prin ceea ce au făcut fetele, le-au dat această încredere sau acest gând. Exigent, sau acest gând. Spus, că n-am văzut așa, însă sunt, s-au aprins așa speranțele. Bineînțeles, și normal, și eu îmi doresc, adică indiferent că aveam junior sau tineret sau senior, eu trebuia să ies campion și asta le-am insuflat și încerc să le insuflu zi de zi acestor fete, că în viața asta sportivă doar succesul se vinde și făcând succes poți să mergi oriunde, să-ți impui ceea ce îți dorești, dar mai presus de toate, atunci când vom pleca din acest oraș, să lăsăm ceva de care oamenii să-și amintească cu plăcere. Cred că este pentru mine personal este cea mai mare satisfacție acest lucru, lăsând acestor oameni ceva de care să-și amintească cu plăcere. Va trebui să ducem lupta asta până la final, iar dacă Dumnezeu ne va răsplăti și va dori prin ceea ce vom face și noi acolo să le oferim această satisfacție, calificarea într-o cupă europeană, atunci cu atât mai mult va fi încunorarea unei munci
care la început părea dificil. Dacă ne uităm, ați adus în discuție publicul, dacă ne uităm la public, Gloria are un public foarte bun și care nu vine neapărat condiționat de rezultate, pentru că s-a văzut, ne uităm de exemplu la Craiova, sala era cam pe jumătate plină, iar lumea era apatică așa prin tribune. Eu mi-amintesc de episodul Slatina, îl pomeneam așa între patru ochi, după un meci cu CSM-ul, cu Râmnicu cu Vâlcea, cu Vâlcea de duminică, de Sfântul Ion, marți cu Slatina, la o oră neprietenoasă, sala era plină, cu Slatina, tot așa, care venea după un meci pierdut și un meci despre care se putea spune că ar putea fi câștigat destul de ușor. Am avut atunci, Gloria, am spus și domnule, am avut un instinct, sincer spun Andrei, după meciul cu Slatin, atunci când am văzut atât lumea la sală, după exact și spui tu într-o sărbătoare mare pentru lumea noi românii. Lumea de Sfântul Ion stă acasă și bea un spis, să fim serioși. Da, probabil au lăsat musafirii în casă și au venit la sală. Am avut un instinct la finalul jocului să iau microfonul să le mulțumesc, sincer îți spun. Dar eu cred că mulțumirea lor a fost ceea ce le-au oferit fetele pe teren. Și cred că, așa cum ți-am spus, acești oameni au început să iubească și din ceea ce m-au povestit și oamenii, au iubit această echipă de foarte mult timp, echipa de fete în general. Asta înseamnă că trebuie să-i respectăm prin ceea ce facem acolo pe teren și la final să ne bucurăm împreună de un lucru de care să fie și ei mândri. Apropo, trebuie să menționăm și aspectul ăsta, dacă acasă evoluțiile Gloriei au surprins plăcut pe toată lumea, mai puțin pe adversare, evident, se observă o diferență între evoluțiile de acasă și cele din deplasare. Culmea și la Craiova, încă o dată, echipă în care publicul n-a pus așa o presiune pe noi. Aici bănuiesc că problema asta vă frământă și pe dumneavoastră. Foarte mult. Foarte mult mă frământă, pentru că până în momentul de față nu am găsit o rezolvare. Repet, voi cere ajutorul unor prieteni specializați pe latura asta psihosportivă. Eu cred că de asta ține. Sunt ieșite din confortul lor, sunt ieșite din încurajările miilor de oameni care vin lângă ele la meciurile de acasă, pentru că altceva nu găsesc. Chiar nu găsesc, pentru că evoluția lor din timpul săptămânii pregătitoare jocului este extraordinară. Am fost la un antrenament înainte, da. Cred că miercuri, da. Era și urma meciul de duminică. Era un tonus foarte bun la, da, antrenament. Dar asta e un lucru de care mă frământă extraordinar de mult. Pentru că a început să se acutizeze, nici nu vreau să discut cu ele foarte mult pe chestia asta, să nu ne blocăm pe chestia asta, bă, deplasare. Din fericire, mai avem 4 jocuri doar în deplasare, până la finalul acestui sezon. Vorbim de Liga Florilor. În Cupa României vom vedea ce se va întâmpla. Restul de meciuri le vom juca acasă, dar așa cum mi-a spus, eu vreau să câștig orice meci. Acasă sau în deplasare, vreau să câștig orice meci și trebuie să găsim soluțiile rapid pentru a redresa acest lucru. Adică de a-și găsi concentrarea, echilibru, dinamica, atitudinea care o avem acasă, trebuie să le avem și în deplasare. Într-adevăr, mă gândesc că aportul publicului e... Da, extrem de important. Nu știu dacă e esențial, dar e important. E foarte important. Dar sunt fete la Buzău, sunt, de exemplu, două fete care au jucat la Roma. Să fim serioși, Romanul a avut la un moment dat echipă în cupele europene. Nu era cel mai șmecher public acolo, nici cea mai frumoasă sală. Ca să nu mai zic, fata care vine de la Cluj, Raluca. Da. Nici acolo nu era cel mai bun public, pentru că lumea merge la basket în general. Adică nu cred că ele sunt chiar dependente de încurajările astea. Nu putem să spunem asta, nu, într-adevăr. Și eu, așa cum le-am spus și lor, dacă ai valoare, trebuie să o arăți în orice sală. Indiferent de condiții, de drum, de cum mergi, cum nu mergi, unde dormi, unde nu dormi, sunt lucruri importante, dar atâta timp cât ai o valoare sportivă bună, atunci trebuie să o arăți în fiecare sală. Nu putem lega doar de chestia asta cu publicul. Într-adevăr, oamenii aici
simt și eu că țin foarte mult la ele, le iubesc, le găsesc în oamenii de aici care vin lângă ele la meciul un sprijin, dar din păcate handbalul se joacă și în deplasare, nu numai acasă. Apropo de cupă, Gloria, bănuiesc că nu v-ați făcut un obiectiv, nici o echipă nu-și face, cel puțin la fotbal. Cupa e așa mai pe planul 2, dar cu un culoar bun, cine știe? Adică Final Four nu e chiar atât de departe. Nu e atât de departe, dar este deocamdată și ne așteaptă un meci și la Știința, care nu va fi ușor. Este o echipă de pe locul 2 din Liga 2, care dorește să promoveze. E acolo, la promovare. Are și câteva jucătoare care au mai cochetat la un alt nivel, deci nu va fi ușor. Important este să mergem noi concentrat și să încercăm să schimbăm săptămâna asta. Sper să reușim câte ceva, un detaliu, cel puțin legat de exprimarea noastră în jocurile din deplasare și să câștigăm acest joc, urmând ca miercuri, dacă ne așteptăm să trecem mai departe, să vedem ce adversar ne oferi. Dar, așa cum le-am spus atâta timp cât sunt eu aici, după aceea nu știu ce va întâmpla, dar atâta e că sunt eu aici, eu vreau să câștig fiecare meci, fiecare trofeu, dacă putem să câștigăm, trebuie să facem lucrul ăsta, pentru de asta ne antrenăm zi de zi. De asta suntem la un nivel care suntem și atunci este normal să-ți impui niște lucruri, chiar dacă poate substratul tău nu ai încredere la început, da? În substratul tău interior sau în subconștientul tău nu ai încredere 100% și sunt convins că și aici la unele dintre ele s-a întâmplat lucrul ăsta, chiar dacă eu le-am spus dorințele mele de la început sau din momentul în care am călcat în încăperea în care erau și ele când am venit aici, le-am spus ceea ce îmi doresc. Dar pe parcurs au simțit și ele și au văzut și au crezut puțin câte puțin că se pot realiza lucruri bune. Deci și pentru mine și implicit pentru întreaga echipă și pentru toată lumea, chiar și Cupa României este un obiectiv pe care trebuie să-l respectăm foarte mult. Care este handbalista care s-a constituit în surpriza plăcută pentru dumneavoastră din lotul Gloriei? Pentru că sunt sigur, chiar dacă nu antrenați răsfete, știați unde veniți. Sincer să spun, nu știam unde vin. Nici nu am vrut să mă interes foarte mult, pentru că discutând cu anumiți oameni, m-a spus să nu mă focalizez foarte mult pe trecerea asta. Important este să las handbalul să curgă de la sine, ceea ce cunosc eu în moment de față, bune sau rele sau legat de handbal, că toată lumea trebuie să învățăm și eu m-am de construit la drumul meu foarte mult. Am analizat, adică știam numele fetelor, bineînțeles, pentru că mi l-a trimis domnul Bogdan și domnul Ilie, știam numele fetelor, dar nu știam mai mult de ele. Eu știu că am vrut să le descoper pe parcurs. V-ați spus că o să lucrați cu materialul clientului, cum da, se spune. Nu asta, o spune niciodată, n-am să spun lucrul ăsta. Am spus-o noi, jurnaliștii. Da, da, dar pentru mine mi se pare o chestie deplasată din partea unui antrenor. Vorbesc în numele meu. Acum să vii undeva și să... Să cere maniera lotului. Da, nu e bună, nu e lotul care trebuie, nu e pregătită echipa fizică. Astea sunt niște lucruri care, pentru mine personal, sunt foarte urâte. Ai venit, vezi ce e, vezi ce poți să faci și de acolo să mergi mai departe cu încredere și să câștigi ceea ce îți propui tu de la echipa unde ai venit. Deci de asta spun, când am venit, nu știam, între ghilimele, unde vin, știam doar numele fetelor, discuțiile care le-am avut. Și mi-am dorit lucrul ăsta, eu mi-am impus lucrul ăsta pentru a nu trece într-o stare sau în altă stare și nu mai pot controla lucrurile. M-am folosit doar pe handbal, să le descoper pe ele zi de zi, ceea ce pot să scot de la ele, în primul rând, individual, apoi fiecare detaliu scoțând de ele, am încercat să-l pun în slujba echipei și cred eu, pentru mine, până în moment de față, sunt mulțumit de ceea ce am realizat în trecerea asta. Este un moment, așa cum ai spus tu, important, în care trebuie să gestionăm lucrurile mai departe cu calm, cu încredere, cu liniște, să fim conștienți că apar și astfel de momente în viața unui sportiv. Chiar le pusesem mai de mult un clip cu un atlet, poate l-ai văzut și tu, dar este foarte frumos, care a muncit 4 ani de zile pentru a merge la Olimpiadă și a plecat în cursă, era cursă de 800 de metri,
Iar după 300 de metri a făcut o ruptură. Normal că a rămas în spate, a venit tatăl lui din tribună, l-a sprijinit și l-a dus până la final, a trecut linia de sosire în aplauzele a 30.000 de oameni, ceea ce a fost o chestie, dar e un lucru care trebuie să-l vezi. Poate ca mai să-l memorabil simți decât o medalie. Ei, da. Ei, același lucru le-am, le-am spus și lor, că viața este făcută și din astfel de momente. Apropo, și vă întrerup un pic, film chestia asta motivațională, că până la urmă eu era un filmuleț motivațional. Cred că merg mai bine la fete decât la băieți. Cred că da, dar și la băieți, știi, și la băieți, și la băieți. Nu că băieții ar fi niște insensibili. Da, dar sunt lucruri care fac parte din sport, fac parte din sport și eu cred că în momentul de față undeva sportul de performanță e raportat 50% latura psihologică, 50% latura sportivă, vorbim de pregătire fizică, tehnică, tactică și așa mai departe. Și atunci trebuie să găsim resursele și soluțiile de a îi focaliza și psihic pe ceea ce ai de făcut, să-i încarci psihic, să fie puternici și așa mai departe. Apropo de psihologic, de aici o să vă rog să-mi răspundeți fără niciun pic de diplomație. E mai greu de gestionat un lot, un vestiar de fete decât unul de băieți? Bă, sincer, da. Sincer, da. E mai greu de gestionat, dar nu neapărat mai greu de gestionat. Eu și aici chiar vreau să le mulțumesc acestor fete care mi-au arătat că își doresc să facă lucrul ăsta, de a păstra o atmosferă plăcută în vestiar. Chiar își doresc să facă lucrul ăsta. Este clar. Și cred că aici este puțin puțină diferență. La băieți poți să realizezi lucrul ăsta mai ușor, adică mai repede, într-un timp mai scurt, iar la fete probabil e necesar mai mult timp să construiești o echipă, având niște relații interumane aproape de perfecțiune, să spunem așa. Eu cred că aici este diferența, dar aici, la Gloria Buzău, la SCM Gloria Buzău, de când am venit, aceste fete mi-au arătat că își doresc să facă lucrul ăsta. Chiar dacă este mai greu și necesită timp, este foarte important că ele își doresc să facă lucrul ăsta. Iar având liniștea asta interioară a vestiarului și încrederea în ele și exprimarea lor, să fiți convinși că este mult mai ridicată atunci când vine joc. Da, am înțeles, evident, un antrenor cu picioarele pe pământ și un manager încearcă să semneze jucătoarele cât mai devreme în sezon. Am înțeles că se încearcă cu unele, s-a și reușit prelungirea contractelor. Este un lucru care eu nu l-am întâlnit până acum la băieți. La fete. La băieți se semnează până mai, așa. Da, mai, aprilie, mai zi. La fete văd că este o altă modă. Toată lumea caută ianuarie, februarie. Eu le-am spus și lor, indiferent ce decizie iau, rămânem amici, ne respectăm, oriunde ar fi, telefonul meu e deschis, ușa mea e deschisă, așa mi-a plăcut să cresc și așa voi avea și cu ele o relație de respect reciproc, dar este foarte important să-și rezolve lucrurile astea, să știe că mi-am rezolvat treaba asta, mai departe ține de subconștientul lor, de caracterul lor, de valoarea lor umană, de a-și duce munca unde sunt, într-un mod normal, civilizat și profesionist. Adică, bă, sunt aici până în 15 mai, sunt sub contract, îmi iau salariul la timp, oamenii mă respectă și eu trebuie să dau același lucru. Mai e o modă, nu știu dacă e la băieți, cel puțin la fotbal, sunt foarte puține cazurile în care un sportiv semnează un contract pe un singur an calendaristic sau competițional. De obicei semnează de la 2 în sus și un jucător de 35 de ani semnează pe 2 ani. Da, da. La handbal am văzut jucătoare care au un CV 10 cluburi. Dacă nu mai mult, acolo se semnează pe un an. Poți să spui mai multe întrebări. Poate nu a fost ceea ce trebuie, poate nu a fost ceea ce trebuie, nu e valoarea de nivelul unde a fost. S-a dus la cealaltă echipă, nici acolo, înseamnă că poate să fie și o persoană conflictuală, poate să nu aibă valoare, poate să... Sunt multe lucruri la care poți să te gândești. Și eu sunt adeptul continuității, pentru că este foarte important să... Dacă muncești un an de zile și schimbi 8 jucătoare și vine iar 8, iar de la capăt, ceea ce este foarte... Adică un nucleu de jucătoare, de 12, 14 jucătoare, trebuie să-ți păstrezi, iar ce mai poți să pui în plus, trebuie să fie doar valori, să fie doar valori care să ridice de la an la nivelul echipei. Dar
Revenind la ceea ce ți-am spus mai devreme, este foarte important ca ele să-și găsească liniștea rezolvându-și problema asta și continuă mai departe într-un mod profesionist unde sunt în momentul respectiv. În rest, după ce s-a terminat treaba aici, e normal, strânge mâna mie sau celor care le-au au investit în ele, financiar vorbesc, și mai departe, pentru că viața se poate întoarce la anul să vină înapoi sau peste 2 ani să vină înapoi. Deci eu așa văd lucrurile. Da, dar este un moment delicat, așa cum ai spus tu, este un moment delicat. La băieți se mai întâmplă, sunt în Liga Campionilor, sunt jucători care semnează acum pentru peste 2 ani de zile. Sunt jucători în general tineri care semnează, sunt la Chilțe și semnează din 2022 să joace la Barcelona. Dar ei joacă acolo încă, sunt și astfel de cazuri. Și cunosc unul aia 2 ani. Da. Adică da. Se bagă material. Exact, exact. Deci sunt și situații. Dar raportat la ceea ce discutam mai devreme, eu așa văd lucrurile și trebuie să le rezolve, pentru că și noi avem aici unul, două cazuri pe care lucrurile astea le-au deviat puțin de la latura sportivă și forma sportivă și evoluția lor nu a fost cea care aș fi vrut eu. Adică nu au mai avut constanța. De asta l-am și spus și astăzi găsiți-vă rezolvarea în povestea asta și haideți să mergem mai departe cu liniștea necesară să facem treaba mai departe așa cum trebuie. Da, de liniște și de mersuri bune ale lucrurilor vă doresc și dumneavoastră și nouă buzoienilor. Baftă mult și cu Știința și cu Rapid. Aici punem punct, trebuie să punem punct ediției de azi. A trecut repede timpul de sport, am fi putut vorbi mult și bine de acum încolo. Vă dau întâlnire joi la o nouă ediție de Cocktail. Până atunci, în câteva minuțele, colega Magdalenescu cu Dale Buzunarului. Mulțumim încă o dată, Ovidiu Mihailă. Baftă mult. Și eu îți mulțumesc, Andrei, și mulțumesc încă o dată tuturor oamenilor care m-au acceptat aici la Buzău. Le mulțumesc și în numele fetelor că vin lângă ele și le încurajează tot timpul și trebuie să trăim cu speranța și cu încrederea că la finalul acestui campionat vom reuși un lucru de care să fim cu toții mândri. Da, mulțumim frumos, să sperăm că va fi bine la finalul campionatului. Punem punct, nu uitați în câteva minute colega Magdalenescu cu Dare Buzeanului. Numai bine!